Următorul nostru invitat aici pe scenă de la I Love My Job Conference, în cadrul celui mai mare târg de cariere de până acum, e David Todoran. Mulți dintre voi cred că îl cunoașteți. E din cadrul numeroaselor apariții live pe care le-a avut în cadrul unei trupe foarte, foarte cunoscute aici și nu numai aici, care se numește David and the Six Martini. David are 36 de ani, vine din Bistrița, acolo unde a studiat pian și chitară la liceul de muzică, a absolvit secția pedagogie, în cadrul Academiei de Muzică Gheorghe Dima din, din Cluj. Între 2002 și 2009 a fost solistul trupei Oniro, cu care a înregistrat un album în 2006, iar în 2009 a avut o participare în cadrul festivalului de la Mamaia, secțiunea Creație. În 2010 a naștere trupa Six Martini, împreună cu care a susținut peste 500 de apariții live. În 2016 a început seria de concerte de Amore, care până în prezent a ajuns la seria la ediția cu numărul 3. Cred că vă amintiți cu toții de evenimentul intitulat de țămoră pe scena de la Casa de Cultura Studenților. În 2018 a organizat evenimentul intitulat DOR, chiar aici, la Sala Polivalenta de Cluj-Napoca, iar anul acesta David Odoran a deschis primul său studio de producție audio intitulat Todo Music. Ascultăm uh, povestea lui și uh, sunt convins că ne va spune ce anume îi place la, la ceea ce face. Uh, am o mare plăcere de a-l invita tur de mine pe prietenul David Odoran. Te salut, Andy, mulțumesc pentru introducere. I love my job. Sună destul de bine, sună destul de frumos, dar uh, mă întrebam oare câți dintre noi putem uh, afirma I love my job. Faptul că ne iubim locul de muncă sau iubim ceea ce facem sau ne-am găsit locul potrivit în, în câmpul muncii, să zic așa, ne-am pus de foarte multe ori în întrebarea asta și totodată pot să afirm că am fost în căutarea jobului perfect ca și muzician aproape toată viața mea. Anul acesta, în schimb, am experimentat ceva nou în viața mea, un soi de stabilitate profesională. Odată cu deschiderea studioului propriu de creat muzică, făcut muzică, producția auto, un proiect la care am lucit foarte, foarte mulți ani. Motivul pentru care astăzi țin un microfon în mână și nu cânt, doar o să vorbesc, este tocmai a, un moment determinant din viața mea, un moment de răscruce. Se întâmpla în 2007 când a, eram în pauză cu muzica, eram în căutarea unui job și pe vremea respectivă, dacă existau târguri de cariere, bine, exista târguri de cariere, dar a, nu la a, acest nivel. Mi aduc aminte că m-am trezit așa foarte deziluzionat și eram foarte pierdut, nu aveam nicio direcție. Eram mă simțeam pribeag, chiar. Eram în căutarea unui job, nu știam ce să lucrez. Unde să mă angajez? Terminasem conservatorul în 2006. Și căutam, mă agățam de orice speranță sau de orice anunț sau, nu știu, orice vorbă, între în stânga, în dreapta, oare ce job mi s-ar potrivi, unde ar trebui să depun un CV, cum se face un CV. În schimb, în ziua de azi, în prezent, aici în Cluj, uitați că există astfel de evenimente care vin în întâmpinarea oricui, își dorește, oricărei persoane care își dorește un job sau Oricine are nevoie de un răspuns la o întrebare. Cum mă angajez, unde mă angajez, ce mi se oferă, mi se potrivește, nu mi se potrivește, etc. Despre mine, ce vă pot spune? Să zic așa, Big Bang-ul universului meu profesional a avut loc undeva cu 30 de ani. Eram la o grădiniță, înscris, ca toți copiii, și la un moment dat am primit un creon în cap. Am fugit acasă, plângând la ei nu mai vreau grădiniță, am primit un creon în cap, nu mai întorc acolo, plângeam, dădeam din picioare, mă agitam ca un prung, ok, perfect, ai mei, deznădăjduiți, s-a uitat unul la celălalt, ce ne facem? Au zis ai mei că în Bistrița, orașul meu natal, unde locuiam atunci, Uh, s-a deschis un fel de cursuri, o grădiniță uh, muzicală. Ok, m-au luat ai m-au dus acolo, la, să zicem, așa zis, la grădiniță muzicală, cursurile de după masă muzicale, uh, iar profesoara de muzică m-a remarcat și le-a vorbit alor al mei despre posibilitatea ca eu să studiez pian, pian clasic. Așadar am început să studiez pian, urmând ca din clasa 1 să merg la școala de muzică din Bistrița. 8 ani de pian, ceva concursuri pe care le-am câștigat de interpretare și încetul cu încetul în mintea mea a început să germineze un gând că aș putea fi într-o zi solist de pian. Să urmez o carieră de virtuos pian clasic. Toate bune și frumoase, am încercat să intru la liceul de muzică din Cluj-Napoca, unde, din păcate, nu am fost admis. Văzând acestea, tatăl meu a zis A, nu-ți place să studiezi? Poate o să-ți placă să muncești, să lucrezi." Și așa am făcut cunoștință cu primul meu summer job. Întâmplarea face că unul dintre unchii mei Uh, gestiona un depozit angro. Așadar am început să fac cunoștință cu munca, munca fizică, manipulant. Era un depozit angro, știți, se încarcă, se descarcă, dimineața, seara se întorc mașinile, descarci din nou și așa mai departe. Acolo erau niște oameni care uh, pe de-o parte mă încurajau, alții erau uh, genul, se scria un genul de categorie de oameni bully, adică cei care râd de tine. Și mai auzeam de alea. nimă, mă, că-i trembră picioarele, nu poți să care. A, tu. De acolo zice. Vezi că și-a spatile. Ok. Am mers mai departe, erau alții care mă încurajau. Și ziceau, da, ce grupă sanguină ai? Zic, A2. Perfect, A2 e o grupă de oameni îndemânatici. Minunat. Tot acolo am făcut cunoștință și cu Uh, ideea de team building. Era o companie națională și am mers la team building, team building. Team building angro egal fotbal. Super, am zis, minunat. Asta e vara pe care mi-am dorit-o, să lucrez și să joc fotbal la final. Am intrat la liceu, nu vreau să vă rețin cu detalii de genul, uh... La Bistrița am continuat, pentru că la Cluj nu am fost admis. Am studiat uh, chitară și, în paralel, pian. Uh, fiind uh, secție teoretică, nu s-a mai pus accentul pe instrumente, așadar uh, am mers mai mult pe partea teoretică. Totuși am uh, continuat cu instrumentele, dar, v-am zis, în plan secundar. E vorba despre chitară clasică. Renunțasem deja la visul de mare virtuos, mare pianist. Și, cum ascultam și muzică rock... Visam deja metalist, solist, rock, chitarist. wow, scene mari, totul frumos. Cântam cu un coleg de meu pe acasă, și undeva, pe la vârsta de 17 ani, am urcat prima oară pe o scenă. Erau zilele orașului, bistrița, o trupă înființată de curând, își căuta basist. Diferența dintre chitară și chitară bas e destul de mare, cumva au chestii în comun. Se cântă la cors, dar, mă rog, mecanismul e altul. Dar, din dorința mea de a cânta, am, uh, am optat pentru... Am încercat să cânt la chitară basă, am învățat rapid, am apărut pe scenă uh, unde am cântat și cu vocea. Făceam parte din corul școlii, cât de cât eram familiarizat cu ideea de a cânta cu vocea. Uh, acolo m-au remarcat niște băieți uh, dintr-o altă trupă care... Uh, Aveau dorința de a scrie muzică, de a-și cânta propriul material. M-au abordat și mi-au propus să mă alătur trupei lor în calitate de solist. Am zis, ok, perfect, sună bine, tentant. Pe vremea respectivă nu erau uh, săli pentru repetiție, exista doar Casa Sindicatelor sau. Uh, să zicem, Casa Municipală de Cultură, unde erau promovat, erau promovat mai mult celelalte arte, teatru sau dansuri populare. Nu aveam condiții, nu aveam spațiu unde să repetăm, garaje nici pe atât, așadar repetam la noi acasă, care cum putea găzdoia repetiția sau sesiunea de scris muzică. După terminarea liceului am continuat activitatea cu trupa respectivă, Oniro se numește. Uh, am intrat la conservator anul 1 anul 2002, uh, pedagogie muzicală. De aici viața mea s-a împărțit în două. Uh, în timpul săptămânii eram la, la conservator, studiam la academie, în weekend mergeam acasă unde erau uh, colegii mei de trupă, încercam să scriem muzică, repetam. Și la un moment dat am adunat destul material încât să putem înregistra un album. Am înregistrat albumul respectiv într-o sesiune care s-a întins pe durata unui an, un an și ceva. 2004-2005, cred că. Și în 2006 am primit minunată veste cea a unui refuz prin care ni se spunea clar de la două case mari de discuri din România, că nu semnăm trupe cu chitare în mână. Da, băieții simpatici cântă frumos, însă textele lor sunt prea poetice, prea descriptive, nu se întâmplă nimic, nu plânge nimeni, nu-și rupe nimeni niciun picior, nu se întâmplă nimic rău, Tot era frumos, totul era de visare, așa cumva. Mi-a căzut lumea în cap. Am zis, uh, ok, pianist nu am ajuns, când reți, nici pe atât, adio rockstar, adio lang lang virtuos de pian clasic. Și vine o propunere interesantă din București, uh, din partea unui studio care făcea producție audio. Scriau, se scriau piese pentru... Alți artiști. A zis, wow, fenomenal. Dacă nu, dacă nu pot să fiu pianist, dacă nu pot să fiu uh, solist, dacă nu pot să cânt piesele, atunci ar fi super tare să scriu muzică pentru alții. Și am îmbrățișat varianta aceasta. Cu toată groaza, m-am mutat în București, unde am luat-o practic de la capăt. Trebuia să învăț altceva, vine, era tot music related, dar trebuia să învăț ceva nou, un nou mecanism să cunosc noi oameni, să mă adaptez la un alt oraș. Abia mă acomodasem cu tranziția de la Bistrița înspre Cluj. Eram cumva așa între două lumi, eram ușor anxios, nu îmi dădeam seama ce se întâmplă, nu aveam niciun fel de... Nu aveam niciun fel de siguranță, practic. Totul era undeva în derivă, așa, plutitor. În acea perioadă, cât am locuit în București, am, am lucrat în paralel. Aveam un job full-time și după masa sau dimineața, în funcție de în ce intram, mergeam la studio. Am zis, ok, frumos să scrii muzică, însă după două mici deziluzii, cumva am început să devin pragmatic. Și am considerat că ar fi bine să am un job ca să mă pot susține. Dacă în timpul facultății uh, nu am muncit deloc, și pentru asta îi mulțumesc mamei mele, că a avut grijă de mine, să studiez și să încerc să scriu muzică, să mă pot uh, manifesta muzical. Am spus de data asta, bun, uh, am terminat o facultate, ar fi bine să muncești și să nu mai visez la muzică. Și bine am făcut pentru că după un an, studioul respectiv pur și simplu și-a închis porțile. Deci, așa zisă carieră de producător muzical sau compozitor s-a încheiat înainte de a începe. Nu vreți să știți ce era în capul meu. Eram pur și simplu distrus. Nu aveam nicio direcție, absolut nicio. Nu știam ce să mai fac. Că în mintea mea, până la vârsta respectivă, le încercasem pe toate. Cel puțin în materie de muzică. Am zis, bun, îmi dau și... Uh, zic, îmi dau interesul să nu fiu greier. Hai să muncesc. Ok, se închide studio, mă întorc la Cluj. Întorcându-mă la Cluj, uh, am vorbit cu mama mea despre tot ce s-a întâmplat în anul respectiv. Și am decis să merg până în Italia, unde ea muncea, deja din 2003, pentru o mică reuniune de familie, să vedem ce se întâmplă, ce fac mai departe, e bine, nu-i bine, ce m-am decis, mama era cu gândurile ei, ți-am pus David, trebuia să te faci preot, ți-am zis să nu dai la conservator, trebuia să te duci la seminar teologic, super. A zis... Oare ce am făcut bine? Ce n-am făcut bine? Tui e rău. Adică nici mama nu mai e de acord cu mine. Mă susține până la un moment dat. După aia îmi reproșează. Știți cum e cu familia. În familie ți le spui pe toate că. Da, e familie. În Italia, pe timp de vară, evident, să nu stau degeaba. Am muncit tot felul. Grădinar, picolo, făceam piadine. Chiar am muncit la un festival de jazz. În Perugia, orașul respectiv, 10 zile. Mai făceam piadină, mă mai uitam la artiștii de pe scenă, ziceam, da, 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 e frumos, dar uite că ție nu ți s-a întâmplat. Și nici nu o să ți se întâmple. De grabă. La un restaurant unde, unde munceam, și kelner, unul dintre șefii restaurantului respectiv avea un business, pentru că era super împătimit cu muzica, era meloman. Avea un business de tip shop, audio și mai ținea cursuri de DJ. Am făcut niște bani, m-am dus până la magazin, am mai povestit, mi-a pus un disc cu Queen, am zis, wow, ce tare, tra-la-la, -la, și din nou mi-a venit ideea de, de a cânta în minte. Mi-am cumpărat un microfon, m-am întors acasă, era 2007, deja toamna, uh, au început să se deschidă molurile. Zic, perfect, bun, oportunitate de job, minunat. Zic, dar oare ce să fac să mă întorc la haine? De bine, de rău, zic. Ar fi ceva, sigur, nu pot să stau pe loc, trebuie să mă mișc. Am fost la interviuri, la câteva interviuri, parcă wizer, eram prea scund. A zis un metru 67, nu-i bun, metru 72, dacă vrei să fii steward. Am fost la Gen Pact. A zis, măi băiete, du-te mai învață un pic despre contabilitate primară ești simpatic, dar nu. Mă gândeam să vă duc în legiunea străină, am citit pe site-ul lor din nou, 1,70 m și ceva, zic, bă, nici aici mă calific, ar fi trebuit să mă fac popă. Apropo, am fost și cu preotul de bobotează, deci am și experiență, mă pot numi calificat în winter joburi. nu doar summer joburi. uri Un moment dat, eram tot așa în cumpănă cu ce să fac, după ce am prospectat un pic toate posibilitățile de job, la un moment dat mi s-a năzrit magnifica idee de a pleca din țară. Uh, Best Seller Academy este un grup, o multinacională uh, cu baza în uh, Danemarca. Ei produc haine, un fel de Zara sau HM, dar în, uh, în zona respectivă. Programul era structurat pe 2 ani. Doi ani prin care uh, învățai muncind. Deci era metoda asta de muncind înveți. Aș fi lucrat pe trei continente. Uh, timp de doi ani în care aș fi învățat. La, final, uh, la finalul celor doi ani aș fi uh, susținut un examen pentru un post. Ulterior, uh, dacă totul ar fi de curs ok, aș fi semnat pe o perioadă determinată de cinci ani. Și aș fi lucrat undeva, nu știu, în lume, pe nu știu ce post. Asta pe undeva mă încălzea. A, nu aveam încă, nu împlinisem încă 26 de ani, asta era primul, prima cerință, să nu fi împlinit 26 de ani. Ok. La un moment dat zic, bă, nu bine, nu ok. nu noi, bine ce se întâmplă. Zic că s eu, nu mă recunosc, am studiat atâția ani, am trecut prin, deja printr-o experiență de studio, o experiență cu o trupă, ar fi bine să-mi ascult instinctul. Cât mai am? Cinci minute? Mulțumesc. Tocmai mi s-a șoptit în cască cum că ar trebui să scutez. M-am angajat la un magazin, din nou, cu intenția de a avea un an de în câmpul muncii legat pentru a-mi face credit. Așa mi s-a chitit, mi am zis, mă angajez, îmi fac credit, îmi iau echipamente și mă apuc de cântat. Din nou. Ce? Nu știu. Ok, trece perioada respectivă. Toată lumea zicea, greier, 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 greier. Sper că într-o zi să ai succes, sper că într-o zi să devii cântăresc, sper că într-o zi să ți se îndeplinească visele. Ok? Îmi sunt doi dintre foștii colegi din trupa pe care am avut-o la Bistrița și le propun să înființăm o trupă. De asta dată am zis, băi, hai să nu visăm, cum deja între timp devenim pragmatic să zic așa. Zic, o să ne fie super greu cu piese proprii, poate nu o să ne cheme nimeni la niciun concert, habar n-am. Uitați, e, e valul ăsta nou cu trupe de coveruri, zic, hai să încercăm și noi. În București erau deja foarte multe trupe, în Cluj prea puține, erau două, trei trupe. În fine, a trecut anul respectiv, 2007-2008, mi-am luat credit în mai 2008 și am reușit să muncesc până în decembrie 2008. În perioada respectivă, dimineața făceam repetiții, tot într-un apartament. Nu m-am dezlipit de apartamente. Am găurit niște dulapuri, să trag niște cabluri, să avem condiții. Și dimineața era simplu. Dimineața făceam repetiții de la 9 la 12 locuiam în Gheorghen, trebuia să merg la Polos, în capătul celălalt orașului, nu mai aveam pauză de masă, 8 ore, foc automat. Așa am ținut-o până în 2008, când eram deja surmenat de programul ăsta, minunat, și am zis, eu îmi dau demisia, fie ce-o fi, mă risc, asta este. Și mi-am dat demisia în decembrie, având doar un credit și o trupă cu care eram la început de drumul. Da, n-am avut concerte. Ca noroc, mai aveam apartamentul din Bistrița, m-am mutat acolo pentru că nu îmi permiteam uh, cu banii pe care îi făceam puțini uh, și să-mi plătesc chirie, cheltuieli, uh, transport, mâncare, bani de buzunare, etc. M-am întors la Bistrița, s-a regenerat trupa, am uh, lucrat cu un uh, impresar care a devenit colegul nostru. Între timp, m-am trezit într-o altă luntre decât uh, cea în care credeam că Mă aflam cu colegii mei și, deși deja cunoșteam un pic de, de succes cu trupa și am, am început să devenim cunoscuți, aveam activitate, făceam bani, da. parcă ideile noastre erau metral opuse. Și din această cauză am plecat din trupa respectivă. Bine, înainte am anunțat... Că nu, mai, că nu mă mai regăsesc în ceea ce facem și că nu mai suntem cei uh, care uh, am început acel proiect. Ei au tăcut, eu m-am <laughs> -am ambiționat să merg mai departe cu planul meu. Am format o a doua trupă, am luat de la început, toată lumea era circunspectă, că tu nu ești normal, că tu nu gândești bine, abia ai început cu trupa asta și deja te lași, nu o să aibă nimeni încredere în tine. Dacă nu o să cânti la fel de bine, dacă nu vei avea același succes, ai clădi ceva și acum renunți, gratuit. Am spus, nu e gratuit pentru că nu -mi sunt împărtășite ideile sau uh, nu sunt sănătoase anumite activități din cadrul trupei respective. L-am sunat pe fratele meu care studia în uh, Italia uh, cu Orchestra de Tineret a Italiei, în Florența, și am format trupa Six Martini. Trupă în care activez și în ziua de azi, o trupă în care cred în continuare și în care mă simt foarte bine. La început am fost uh, șase în 2010 și cu timpul mi-am dorit ceva mai mult sau ceva mai frumos sau mai bun, sau mai uh, sănătos sau lasă cum vreți, mi-am dorit... Mi dorit să evoluez, dar la modul sănătos, după cum am spus am început să cooptez membrii. La început am fost șase, ulterior șapte, de aceea a fost Six Martin, apoi David and the Six Martin Band. Și în 2013 am, uh, am sunat-o pe una dintre surioarele mele și am propus să vină să cânte cu noi. Toată lumea zâmbește când, când e vorba de trupa mea, deoarece suntem trei membri în trupă, trei membri ai familiei. Noi suntem patru frați, și uh, e așa comic uneori că toată lumea zice, a, asta e business de familie. <laughs> Cum e că așa mă simt în familie cu toți membrii uh, trupei sau cu colegii noștri din stafful tehnic. Și după câțiva ani în care am găsit stabilitate cu trupa, uh, gândul meu a revenit din nou la partea, să zic, uh, partea teoretică a muzicii, a scrie muzică. Pentru că mă simțeam neîmplinit. Da, mi-am făcut, cum să spun, am avut grijă de tot parcursul meu să fiu cât se poate de metodic, de serios, să nu mă abat de la anumite reguli, să țin cont de, să zicem, latura umană, pentru că nu totul e mecanic, nu totul e muncă, iar rigoarea există în orice domeniu. Chiar dacă pe undeva tindem să gândim, a, ăla e muzician, a, ăla e actor, a, ăla e pictor, a, ăla e circar sau barnam Orice formă de entertainment. Dacă nu există rigoare, nu există succes. Și oricum succesul nu vine imediat. Poți să ai noroc să vină mai devreme sau chiar dacă îndeplinești toate toate lucrurile care duc înspre... Mai am un minut? Ok. Atunci o să țin acest minut reculegere pentru toate insuccesele mele, insuccesele care m-au funărit și care m-au ajutat să... Nu să, neapărat nu, nu să fiu un om de succes, pentru că pentru mine sau poate sper și pentru unii dintre voi succesul trebuie să țină de sentimentul ăla de mulțumire sau de satisfacție care e un pic mai prelung decât o fericire imediată, materială sau uh, o recompensă financiară. Ce să zic? N-am niciun sfat pentru voi decât uh, acela de a nu vă lăsa niciodată și cred că cel mai bun uh, speaker motivațional sau educațional este însăși viața voastră și parcursul vostru în această viață pe care eu cred că ar trebui să ascultați și să-l observați și de care trebuie să fiți conștienți. Și binele își va face prezența în viețile voastre. Andy? Mulțumim foarte mult lui David Odoran. Să-l și aplaudăm că se cuvine. E la prima lui intervenție pe o scenă în, caz, în în pielea unui, unui vorbitor. O să te rog să rămâi un pic pe scenă, pentru că poate sunt întrebări din partea publicului. Dacă nu am eu câteva întrebări pentru tine. Dacă nu aveți întrebări, poate autografe veți dori, eu știu. De, de foarte multe ori am observat că David de pe scenă și David din viața reală par așa două personaje complet diferite. Dacă poți să ne spui. Ce se întâmplă când David urcă pe scenă, de obicei, și există și muzică în jurul lui? I love my job. Cu asta mă ocup, sunt entertainer. Uh, practic, mă raportez la fiecare dintre noi, în interior, este compus din mai multe stări: de euforie, de melancolie, de tristețe, de furie, de așa mai departe. Ce fac eu? Uh, încerc să mă adresez la anumite stări pe care ulterior le elasticizez și le măresc, le amplific, practic. De aceea e diferența, e discrepanța asta dintre comportamentul meu pe scenă ca și cântăreț, ca și entertainer și felul în care tratez eu viața în spațiul meu intim sau în timpul meu liber, cum e acesta. Sunt puțin mai serios. Ok. Uh, Spune-ne, uh, vorbește-ne un pic despre cel mai... Uh, despre concertul care îți vine în minte cel mai, uh, cel mai drag, ca fi cel mai drag sunt convins că există o astfel de experiență. Dacă ar fi să vorbesc despre o apariție de-a mea care mi-e un pic mai la suflet, cred că. Nu știu, am avut tot felul de apariții. N-am reușit să le trecem în revistă pentru că timpul este limitat. Am... Și la televiziune, și la radio, în cadrul unor emisiuni. Avem seria de concerte de amore unde am încercat să ne exprimăm puțin diferit față de celelalte tipuri de concerte pe care le avem sau apariții, care, bineînțeles, sunt la petreceri de mai multe tipuri. Cred că cel mai la suflet mi-e deța More, pentru că acolo am reușit să angrenăm mai multe forțe și mai mulți artiști, să ne sincronizăm scenic, nu doar la noi, ca și trupă, oarecum ieșind din zona noastră de confort și încercăm să ne raportăm la alți uh, participanți, dansatori sau orchestre și să abordăm totodată alt repertoriu. Deci avem un uh, timp relativ scurt, Concertul are loc în fiecare an, în uh, luna februarie. Noi oarecum încheiem activitatea asta mai, uh, mai intensă pe final de an și avem um, cam o lună repetiție. Timp de repetiție cu uh, alți artiști pentru un alt repertoriu, și așa mai departe. M-am lungit din nou cu vorba. David va mai rămâne alături de noi, așa că dacă mai aveți întrebări pentru el, sunt convins că vă va oferi toate răspunsurile cuvenite. Îi mulțumesc foarte mult pentru prezența alături de noi la I love my job conference. Mulțumim mult, David O'Duran.